Salutare! În acest videoclip veți afla care telefon e mai bun dintre iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra și Google Pixel 8 Pro. V-am pregătit o comparație detaliată a camerelor, dar înainte de asta am vrut să văd care se încarcă mai repede și cine e mai performant. Samsung are teoretic cea mai rapidă încărcare la fir, la 45W și o baterie mare de 4500 mAh. Pixelul are un mic dezavantaj pentru că bateria e mai mare la 5050 mAh și încărcarea mai lentă la doar 30W. Cel mai ciudat e iPhone-ul pentru că Apple nu spune direct la cât se încarcă. Pe site vedem doar că ajunge în jumătate de oră la 50%. 15 Pro Max-ul are cea mai mică baterie de aici, de 4441 mAh. Eu le-am descărcat la 5% și le-am pus la încărcat. În 5 minute, Pixelul s-a încărcat la 15%, iPhone la 13% și Galaxy S23 Ultra la 19%. După un sfert de oră, Pixelul era la 35%, iPhone la 29% și S23 Ultra la 40%. În 30 de minute, Pixelul s-a încărcat la 57%, iPhone la 51% și Samsung-ul la 67%. După 45 de minute, Pixel 8 Pro era la 79%, iPhone la 73% și Samsung-ul la 87%. Partea interesantă e că după o oră, iPhone-ul era la 83%, iar Pixel 8 Pro și Samsung-ul erau la egalitate la 94%. Într-o oră și 10 minute, Google și Samsung s-au încărcat complet, dar iPhone-ul era la 90%, chiar dacă are cea mai mică baterie. Într-o oră și 20 de minute, iPhone-ul avea doar 95% baterie. iPhone-ul încarcă exagerat de greu ultimele 10% ale bateriei. Dar dacă tot am încărcat telefon la 100%, hai să vedem care e mai performant. Înainte de asta, vreau să vă încurajez să vă abonați la acest canal și să activați clopoțele de notificări. Dacă aveți întrebări suplimentare sau vreți recomandări, îmi puteți scrie în comentarii unde răspund tuturor. Acum să revenim la performanță. Începem cu Geekbench 6, unde iPhone a terminat primul, urmat de Samsung și Pixelul la urmă. Aici diferența e imensă în favoarea iPhone-ului, mai ales comparativ cu Google Pixel 8 Pro. Apoi am testat supra încălzirea telefonului 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Cea mai mare temperatură pe Pixel a fost de 43,5 grade, iPhone-ul 46,5 și pe Samsung aproape 47 de grade. Adevărul e că toate trei s-au supraîncălzit, Pixel-ul cel mai puțin, dar a avut departe și cel mai mic scor. Acum că ați văzut încărcarea și performanța, a venit momentul mult așteptat, comparația camerelor. Să vedem fiecare telefon ce set de camere oferă. Pixel 8 Pro are camera principală de 50 megapixeli, cameră cu unghi ultralarg de 41 megapixeli, camera telefoto cu zoom optic 5x de 48 megapixeli, iar camera frontală are 10,5 megapixeli. iPhone 15 Pro Max are camera principală de 48 megapixeli, camera cu unghi ultralarg de 12 megapixeli, telefoto cu zoom optic 5x de 12 megapixeli, iar camera frontală tot 12 megapixeli. Samsung Galaxy S23 Ultra impresionează aici, cel puțin pe hârtie. Acesta folosește o cameră principală de 200 megapixeli. Cameră cu unghi ultralarg de 12 megapixeli, cameră telefoto cu zoom optic 3x de 10 megapixeli, încă o cameră telefoto de 10 megapixeli cu zoom optic 10x, plus camera frontală de 12 megapixeli. Însă camerele impresionează degeaba pe hârtie dacă nu sunt ajutate de o procesoare bună a culorilor și a detaliilor. Tocmai de asta v-am pregătit o comparație detaliată între cele trei. Pentru a fi mai interesant, voi pune pozele și clipuri făcute de telefoane unul lângă altul, le voi numi A, B și C, iar la final vă voi spune cine le-a făcut. Astfel, voi veți alege rezultatul preferat și nu compania preferată. Vă sfătuiesc să luați un pic și o foaie pentru a nota rezultatele preferate și să începem comparația. We'll be right back.
Gata comparația, înainte de a vă spun rezultatele, vreau să scrieți în comentarii ce ați ales, A, B sau C. Eu voi număra comentarii și la final voi declara un câștigător. Rezultatele sunt următoarele. A era Google Pixel Pro, B iPhone 15 Pro Max și C Samsung Galaxy S23 Ultra. Cred că oricare dintre aceste telefoane ar putea mulțumi pe oricine la cameră. Mai mult ca sigur depinde de preferințele fiecăruia ce alegeți. Telefoanele am considerat egale cam în toate categoriile, cu mici excepții. De exemplu, camera cu unghi ultralarg parcă era ceva mai slabă pe iPhone. În toate pozele am observat tendința Pixelului și a Samsungului de a scoate mai multe detalii din zonele cu umbră față de iPhone, care a avut o abordare mai naturală. Tot iPhone-ul parcă a avut un mic avantaj la pozele portret și lumina interioară, unde culorile au fost mai bine reproduse. În schimb, Samsung Galaxy S23 Ultra este nesuperior la zoom oricărui alt telefon de pe piață și abia aștept să văd ceva aduce S24 Ultra. Acum să vorbim de prețuri. Samsung Galaxy S23 Ultra pornește de la puțin peste 5.000 de lei cu 8 GB RAM și 256 GB stocare. iPhone 15 Pro Max este mult mai scump, la 7.200 de lei. La Google Pixel Pro e o mică problemă, pentru că nu se vinde oficial în România. Eu l-am luat cu aproape 5.500 de lei de pe Amazon Germania cu livrare în România, dar există niște riscuri. În caz că telefonul are ceva, va trebui trimis la Amazon Germania în garanție și nu se va rezolva problema în România. Vreau să scrieți voi în comentarii ce telefon ați alege dintre cele 3 și de ce. Aș vrea să mulțumesc membrilor pentru susținere și vă invit să vă alăturați comunității. Noi ne vedem în videoclipul următor.